ziua! Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit la Șapte Crai! Bine v-am găsit! Bună! 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 Ce trasee putem să facem de aici? Putem merge pe mai multe trasee. Dacă înspre Șpilia, pe umerii Pietrii Craiului, se poate. Ciardaf, există un arc foarte mare, nu cred că există în România așa ceva. O grotă. După aia se poate întoarce înapoi, se merge pe Muchia Tămaș. Acolo era granița Imperiului Austro-Ungar. Imperiul Austro-Ungar, da, aici era partea trans în Imperiului și dincolo era Argeșul. Și ei făceau, era pichetul de grăniciere aici la Plaiul Foii și făceau călare, făceau toată muchia aceasta și se întorceau înapoi. De dragul muntelui, Arpii a renunțat de câțiva ani buni la viața lui citadină din Brașov. S-a instalat cu familie cu tot într-o căsuță de lemn din Plaiul Foii, la poalele Pietrei Craiului. Dar nu s-a mulțumit cu atât. De când a început pasiunea pentru munte? Da, când eram copil. Aveam vreo 16 ani, cam așa, 15 ani, 16 ani și am fost cu colegii mei de la bloc, ne-am dus în Piatra Mare. Și apoi mi-am zis, bă, e fain aici, natură. Am fost prima oară la cățărat în Chelele Râșnove, am cățărat pe un perete, acolo unde se cațără vânătorii de munte. Și aia a fost prima cățărare. Dar ai ajuns mult mai sus, da, de Chelele Râșnove, da, până ajuns, unde? Am ajuns în cel mai departe, în Himalaya, în Nanga Parbat, pe Rupal Face. Până am la încercat până la 7200 și acum 3 ani am fost pe Mount McKinley, Denali. În Alaska? Da, în Alaska am fost. Nu mi-era de dificultate așa, că nu era un munte foarte dificil, dar este. Câte grade erau? Păi am prins o furtună minus 45 și vântul la 80 la oră. Dacă vrei să mergi în Rupal Face pe Nanga Parbat, trebuie să ai un spate, adică să ai ceva exercițiu. Să faci Piatra Craiului de multe ori, exercițiu spate. Aici este pe ăsta, locul meu de joacă aici, mă antrenez aici. Călătoria în Himalaya a avut urmări nebănuite. I-a înmulțit familia extinsă cu un membru patruped mai rar întâlnit pe lângă casa omului în vremurile noastre. Ea e Stella? Ea e Stella, da. Pe ea am primit-o cadou de ziua mea. Că din 2006, de când am fost în Nanga Parbat, în Pakistan, am văzut cum care acolo măgare și mi-a plăcut de ei. Am zis, mă, trebuie să-mi iau și eu unul aici să mă plimb pe creasta Făgărașului cu mâinile în buzunar. Și de atunci n-am apucat, dar anul trecut vecinii mei mi-au făcut cadou un pui de măgar. A zis, băi, hai să-i facem ăsta un cadou, un măgar, da. Ea e bine întreținută așa. Deocamdată e animal de companie. Da, mi-a dat alerg cu ea prin pădure. Da? Da, și cu câinii. Avem de gând să pornim pe munte, dar nu rezistăm acestei noi tentații. Vom plimba măgarul! Am ajuns la refugiu Șpilea. Aici ai o altitudine de 1400 de metri, un drum frumos prin pădure. De aici trebuie să luăm spre umerii Pietrii Craiului, luăm pe direcția aceasta la stânga, la dreapta un pic pe curbă de nivel și ajungem în zona la Grăhotiș acolo. Și din partea cealaltă o să ajungem la Marele Grăhotiș. După ce trecem de Marele Grăhotiș, o să ajungem la Peștera Stanciului și Ciardacul Stanciului. Șpilea populară înseamnă loc de făcut foc, ca o vatră de foc stabilită de forestier. Înainte a fost aici un afet de tun care securiza Muchia Tămașului. După în război? În război, da. Ce parte a crestei Pietrei Craiului vedem aici? Aici nord-vestică. Partea nord-vestică și o parte cea mai dificilă, una dintre cele mai abrupte.
plăcut! Odată avertizați asupra pericolelor care ne pândesc, dacă nu-l ascultăm pe arpi, ne continuăm drumul fără niciun gând de a ne abate de la traseu. În schimb, tare ne-am dorit să vedem și altfel decât pe panou personajul simbol al Parcului Național, Capra Neagră, vie și nevătămată. Fragilă cum pare, Capra Neagră este în realitate specia cu cea mai îndelungată rezistență pe teritoriul României. Contemporană cândva cu mamuții, a trecut peste schimbările climatice mai bine decât ei. Îi admirăm grația și delicatețea, fără să uităm că avem în fața ochilor un relict glaciar. Bună ziua, bună ziua! De unde veniți? Ai din Australia vin. A, acolo ne îndreptăm. Nu, acum merge spre Mările Crocotici, acolo... Am glumit. Da, chiar nu. Veniți din Australia? Da, sunt venit de aproape 2 luni de zile, vin în fiecare an în România, pentru spectaculoși ăștia, munți extraordinare. Sunteți plecat de mult din România? Sunt plecat de aproape 31 de ani. Și în fiecare an veniți aici? Din 97 sunt care vin. În fiecare an din 97? Da. Și aici, în Piatra Craiului? Și Bucegii și Făgărașul merg, dar aici e, să zic așa, o atracție extraordinară. E un loc de suflet. Da. Cioporul nostru de capre e încă înveșmântat în haine de vară. Ceva mai târziu, spre iarnă, culoarea blănii li se va închide și vor deveni, cu adevărat, negre. Am ajuns în sfârșit la cerc cu Stanciu. Da, am ajuns. E foarte frumos. Dar ce e, de fapt? O formațiune? Este o formațiune geologică, formă de arcadă, dar fiecare casă are un cerdac. Și acum și Piatra Craiului trebuia să aibă un cerdac, dar mult mai mare decât al nostru de la casă. Lăsăm în urmă creasta și ne grăbim spre o nouă încercare. În seara asta trebuie să învățăm să pregătim un bulz ca la stânele din Piatra Craiului. Și pentru că nu avem când să mai ajungem la stână, gazda noastră, Sânziana Hatazi, i-a creat lui Arpi toate condițiile ca să ne învețe. Hai să vă arăt cam cum se face un bulz, prima oară, după aia construim împreună. Deci așa, se întinde un pic. Un pic de brânză. Mamalica trebuie să fie totuși caldă. Mai călduță. Da. Nu foarte caldă, dar nici să ne frigă. Frige. Frige, v-am zis. Uitați aici, dacă e un pic de apă. Pentru asta e apa de aici? Da. Înseamnă că au mai pățit și alții. Numai pe mine mă frige. Păi aveți pielea mai subțire. Da. Acolo ciobanii au pielea și mai groasă ca mine, cred. Nu-i frige așa de tare.
Îi așezăm acum frumos aici. Avem și o ciupercuță, o mitărcuță aici pusă. O lasă azi? Da, da, o lasă astăzi. Ia să pun ciupercuță. Am fost cu Ana până în pădure. Da, s-au făcut acum. Hai să așezăm aici frumos. Așa, a început să pocnească. Înseamnă că s-a încălzit destul de bine brânza din ei. Să ne mai vedem cu bine! Doamne ajută! Doamne ajută!